Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 38 până la 42. Pe când era pe drum, ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sormia m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Amin. Vă invit să ocupați locul. Binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur de fiecare dată când sunt acasă, deși trebuie să recunosc în fața dumneavoastră că după 12 ani de locuit la Dântăveni și încă 4 ani la București, mă simt destul de stingher când ajung în Mediaș. Asta este surprinzător. Deși mă bucur foarte mult când mă întâlnesc cu prietenii, cu familia, bineînțeles, și mai ales cu dumneavoastră când avem venit să dăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne așează pe oameni într-un loc și pe alții în altul, dar este important că toți suntem în Hristos. Amin. Și asta este esențial, pentru că acolo este locul cel mai binecuvântat. Mă bucur că astăzi sunt împreună cu corul bisericii noastre și cu o parte din tinerii din Cornești. Ei fac echipă bună și mulțumesc că astăzi m-au însoțit la Mediaș, Domnul să vină cu viteze, îi apreciez de fiecare dată și Domnul să îi folosească în continuare. Amin. Vreau să vă vorbesc în această seară despre un lucru important pentru fiecare credincios, fiecare om, bărbat sau femeie care s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta, spun, este important pentru fiecare dintre noi, pentru că dacă îl avem, acest lucru nu ni se va lua niciodată. Lucrul care nu ni se ia niciodată este comuniunea noastră cu Iisus Hristos cel viu. Și vreau să rămânem cu această idee în mintea noastră și în inima noastră, pentru că vremurile sunt atât de aglomerate și de pulversante pentru fiecare dintre noi, încât ne trezim câteodată la sfârșitul zilei că Biblia n-am deschis-o, genunchii nu mi-am plecat înaintea Domnului și trec zile, probabil, și sper să nu treacă săptămâni sau luni fără să fie avută comuniune cu Domnul, dar lucrul esențial pe care trebuie să-l verificăm de fiecare dată, în fiecare zi, în viața noastră, este comuniunea noastră cu Iisus Hristos, cel viu. Contextul pe care îl descrie aici Evanghelistul Luca este, sau în care pune această întâmplare, această vizită a Domnului Iisus Hristos în casa Martei și a Mariei, este un context de opoziție față de Domnul Iisus Hristos. Dacă vă uitați înainte de textul nostru, versetul 25, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Dacă vă uitați dincolo de textul acesta, pe pagina cealaltă, veți vedea toată ceata fariseilor și a cărturarilor făcând de tipă împreună și acuzându-L pe Iisus că este posedat demonic, este, are putere să scoată demon cu ajutorul capitanului demonilor, domnului demonilor, Belzebul. Și în acest context, în această situație în care oamenii și mai ales conducătorii spirituali ai națiunii evreiești, îl tratau
cu această răceală, cu această răutate și căutau tot timpul să discrediteze, găsim parcă o oază de bucurie și de lucruri pozitive, când Marta îi face o invitație călduroasă și cu toată inima Domnului Iisus Hristos să intre în casă. Un gest remarcabil, un gest frumos, să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos în casa ta. Probabil că toți de aici am spus același lucru. Și noi am invitat pe Domnul în casa noastră. Și noi am invitat mare parte în inima noastră. Botezul, suntem parte într-o biserică, venim, ascultăm, participăm, suntem angrenați în multe activități ale bisericii. Dar vreau să vedem și aici un pericol. Poate că nu suntem în aceia care îl atacă pe Domnul sau se dezic de Domnul, poate suntem în categoria oamenilor care spunem că suntem în aceeași tabără cu Domnul Iisus Hristos. L-am invitat în casa noastră, dar aici, în această situație, este un pericol. Care este pericolul? Pericolul este să-L invităm pe Domnul în viața noastră și în casa noastră și apoi să fim atât de ocupați slujindu-L pe El, încât să nu mai avem timp, nici energie de a avea comuniune cu El. Aici este pericolul. Și aici aș vrea să stăruim puțin. Ne uităm la scena aceasta care are loc în Betania. Marta l-a primit în casa ei și gândiți-vă, surorilor, dacă v-ați trezi într-o zi cu 13 bărbați plânânți la ușă, la ce v-ați gândi? Care fi meniul? Ce felul 1, felul 2? Ce veți spune pe masă? Repede ați făcut planul? Marta a făcut această invitație Domnului Iisus și celor 12 apostoli, ucenici, și repede, fiind o femeie energică și fiind ocupată, ea știa exact ce trebuie făcut, a făcut repede planul ei. Ea era o femeie dintr-o bucată, o femeie foarte directă și focalizată, așa era personalitatea ei, pe obiective clare care trebuiau întâlnite fără nici o discuție. Prezența Domnului Iisus Hristos în casa ei, în casa lor, era un lucru special pentru noi. N-ar trebui să o acuzăm foarte tare și să o criticăm foarte mult pe această femeie. Ea l-a primit cu toată inima în casa lui și dorea, se străduia ca toate lucrurile să fie bine puse la punct. Oasele să se schimbe cât mai bine. Pregătirea mesei îi solicita toată atenția, toată energia ei. Versetul 40 spune că era împărțită cu multă slujire. Pe de altă parte, avea o soră și sora ei era cu totul și cu totul diferită de Maria. Maria s-a bucurat și ea, în felul ei, că Domnul Iisus Hristos a poposit în casa lor. Și pentru Maria, această ocazie era mult așteptată. Era privilegiul acela deosebit de a auzi pe Domnul Iisus Hristos vorbind pe îndelete despre Împărăția Lui Dumnezeu. Era atât de captivată și atât de fascinată, încât pur și simplu s-a așezat la picioarele Lui și nu s-a mai deslipit de acolo. Îi sorbea pur și simplu cuvintele de pe buze. Maria avea un spirit foarte învățat. Era atât de deschisă, atât de dornică să știe, să cunoască, să înțeleagă, încât nu s-a mai deslipit de Domnul Iisus Hristos. Avea o minte deschisă și foarte însetată după cuvântul lui Dumnezeu. Maria era o femeie liniștită, era o femeie smerită și foarte cuvincioasă. Și personalitatea ei era orientată spre relații, mai mult decât spre obiective care trebuiau împlinite neapărat. Bucuria ei era să dezvolte această relație cu Domnul Iisus Hristos. Dar să ne întoarcem în bucătărie. În bucătărie, Marta nu-și mai vedea capul de atâta treabă și se gândea la ciorbă sau la sarmale, la friptură, la
cozonaj, la prăjituri, la toate câte trebuiau aranjate și pregătite pentru deosebitul oaspet de care era prezent în casa lor. Nu reușea să le pună toate la punct. Și gândiți-vă, imaginați-vă, faceți încă un efort de imaginație și gândiți-vă că apare Marta în sufragerie cu un polonic și cu o cratiță foarte frustrată și se adresează Domnului cu cuvintele acestea. Doamne, nu-ți pasă că soția m-a lăsat să slujesc singură zi, da, să ne ajute? Vreau să mă opresc un pic și să înțelegem foarte bine acest adevăr, acest principiu de viață. Slujirea pentru Domnul Iisus Hristos este importantă. Dar comuniunea cu El este esențială. N-ar trebui să o criticăm pe Marta, să spunem, nu-i bine ce face ea, este necesar să-L slujești pe Domnul. Este bine să-L faci să se simtă confortabil, bine primit și toate nevoile lui să fie, în cazul acesta, împlinite. Dar comuniunea cu El este atât de importantă. Marta s-a pierdut în efortul ei de a sluji și a atins un punct al extenuării fizice și psihice, devenind prizoniera urgentului. Poate că și în mijlocul nostru sunt oameni, bărbați și femei, care în momentul de față sunt atât de împovărați și sunt prinși de multe activități și obligații de familie, la locul de muncă, poate în biserică, poate încercând să facă toate lucrurile în așa fel încât Dumnezeu să fie mulțumit. Și în toate aceste activități și responsabilități împovărătoare, atingem un punct în care pur și simplu nu mai rezistă. Comuniunea cu Domnul este tot mai slabă, relația cu El este tot mai firavă, timpul pe care îl petrecem cu El este tot mai superficial și din moment în moment ajungem în punctul acela de extenuare. Ne întâlnim probabil pe stradă și ne uităm la cearcănele din ochii celuilalt și spunem, ce faci? Tu mai dormi? Tu nu arăți prea bine? Tu ești prea obosit? Pentru că lucrurile acestea își pun amprenta asupra vieții noastre, asupra calității vieții noastre și asupra relației noastre cu Dumnezeu. De aceea spun că putem să facem multe lucruri în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, multe lucruri pentru Domnul, pentru biserică, pentru alții, pentru cei din familie. Poate ai niște copii care te solicită la maxim, poate ai o mamă bolnavă sau un tată bolnav, poate ai o situație, la locul de muncă, poate ești prins în lucrarea lui Dumnezeu și ești extenuat în momentul acesta. Poate că ar fi timpul să te oprești. Poate ar fi momentul potrivit să analizezi puțin ce se întâmplă cu comuniunea ta, cu relația ta, cu timpul tău devoțional, Domnul nostru cel viu. Iată ce se întâmplă atunci când comuniunea este neglijată. În favoarea urgențelor, în favoarea slujirii în dreapta și în stânga. Ne uităm atent la Marta și putem să observăm câteva lucruri. 1. Apropierea ei de Domnul Iisus Hristos și timpul devoțional, sau zic așa, relația ei cu Domnul Iisus Hristos devine una superficială, telegrafică, repezită, dar nepotrivită. Rugăciunile sunt scurte într-o astfel de situație, superficiale și sunt de obicei concentrate asupra nevoilor urgente, fizice. Și frustrările noastre devin atât de mari. Nu ne mai vedem capul de probleme. Prezența Domnului Iisus Hristos
nu mai este un prilej de bucurie și de despădare pentru noi. Pentru că suntem bulversați de multe responsabilități și activități în care toate strigă la noi. Poate că suntem într-o astfel de situație. Poate ne rugăm pe fugă. Dimineața nu avem timp pentru că ne gândim la locul de muncă. În timpul zilei nu avem timp nici să mâncăm. Seara suntem prea obosiți ca să mai deschidem Scriptura și să ne punem genunchii, să ne plecăm genunchii înaintea Domnului. Într-un astfel de galop, de lungul săptămânii, ne putem trezi foarte repede într-o situație în care relația noastră cu Dumnezeu devine superficială. Un alt lucru pe care îl observ la Magda este că ea începe să trăiască cu presupunerea că lui, Domnului, nu-i pasă de ea, de nevoile ei și de problemele ei. Și din modul ei de a se adresa Domnului, remarc lucrul acesta. Doamne, nu-ți pasă de mine, de slujirea mea, nu-ți pasă? Adică putem să ajungem într-o astfel de postură, de situație nedorită în care să avem această impresie. Doamne, Tu chiar m-ai uitat. Doamne, eu mă rog degeaba. Doamne, Te-am slujit atâta timp și nu-mi răspunzi la rugăciune. Probabil că unii pot să trăiască cu această impresie greșită că Domnului nu-i pasă de nevoile lui, de problemele pe care le are, de punctul acela de extenuare psihică și fizică. Dar toate acestea se întâmplă încă o dată, spun din ce caz. Comuniunea noastră cu Domnul este superficială, este răzleasă, nu este fundamentală. Trebuie să ne disciplinăm ca în fiecare zi să dezvoltăm această relație cu Dumnezeu. Despre Hudson Taylor se spune, și chiar el povestește în cartea lui, că în călătorile lui misionare era atât de epuizat, atât de determinat fizic și psihic și din toate punctele de vedere, încât ajungea să doarmă în niște camere de oaspeți unde spatele erau delimitate doar cu niște cerceafuri, unde era multă lume și dălăgie și singurul timp pe care l-a găsit de liniște pentru a se ruga și pentru a studia în suboiul și în galopul acesta al slujirii era de la ora 3 dimineața până la 4 dimineața. Când toți adormeau ruți și era liniște în sfârșit. Dar nu a lăsat ca să treacă o zi fără să-și plece genunchi, să-l caute, să plângească, să strige către Domnul lui și să-și adapte sufletul lui în cuvântul adevărului și să întâlnească cu Iisus Hristos și lui. Un lucru care se poate întâmpla de asemenea, în momentul în care neglijăm comuniunea cu El, este că mare parte din rugăciunile noastre devin niște recomandări pe care le facem Domnului. Niște dispoziții pe care le dăm Domnului. Noi avem impresia că noi știm care este adevărata problema noastră și Domnul ar trebui să ia aminte la ceea ce spunem noi. Marta așa se exprimă. Doamne, zi în sora mea să-mi ajute. Ia-i dă directive Domnului ce să facă și ce să-i spună Marie. De multe ori, probabil că ne-am rugat și noi în felul acesta. I-am spus Domnului unde să se ducă, ce să facă, pe cine să viziteze, cum să rezolve problemele, cui să dea înțelepciune, ce să facă în stânga și în dreapta. Eu vreau să spun că ăsta e un semn care ar trebui luat în seamă. Un semn care arată că comuniunea noastră cu Domnul este firavă. Și ar trebui să ne dea de gândit. Și în fine, un alt lucru care se poate întâmpla este că nu mai avem timp să ascultăm, să ne bucurăm de cuvântul lui, de prezentul lui. Pentru că suntem prea ocupați cu ceea ce noi credem că El ar avea nevoie. Domnul Iisus Hristos a poposit în casa Martei și a Mariei. Dorința lui era
să descopere toate lucrurile minunate ale Împărăției Lui Dumnezeu. S-a bucurat mult de această invitație. Se bucură mult de toți oamenii care își deschid inima și cred în El și acesta le dă dreptul să se numească copiii Lui Dumnezeu. Dar nu dorește să se oprească aici, ci dorește să dezvolte cu noi acea comuniune puternică care să fie puntea noastră de legătură cu Cerul. Repet, lucruri pe care nimeni niciodată nu îl va putea lua. Nici aici și nici dincolo. Slujirea implică lucruri urgente și importante, dar toate lucrurile acestea ni se pot lua. Dacă ai un talent deosebit, s-ar putea ca într-o zi să nu mai poți pune în practică. Dacă ai un dar deosebit, s-ar putea ca într-o zi să nu mai poți să îl folosești în folosul adunării. Dacă ai un avantaj față de ceilalți, orice avantaj s-ar putea ca într-o zi să nu mai ai. Dacă ai sănătate, s-ar putea ca într-o zi să te trezești în fața doctorului cu analizele foarte rele. Și orice alt lucru se poate lua. Dar un lucru nu se poate lua și nu ni se va lua niciodată. Și acesta este relația noastră cu Iisus Hristos cel viu. Dumnezeu să ne ajute să punem tot efortul în dezvoltarea acestei legături spirituale. Comuniunea este importantă. Slujirea familiei este importantă. Lucrarea Domnului este importantă. Lucrarea în biserică este necesară, dar ea trebuie, atenție, fraților, trebuie împletită și alternată cu timpul devoțional de comuniune cu Domnul Iisus Hristos. Altfel, va rezulta în îngrijorare, în frustrare, în stres, în tensiune și chiar în boală. Domnul, în această zi, ne trage un semnal de alarmă, ne vrea mai aproape de El. Vrea ca inima noastră să fie alipită de inima Lui. Care este lucrul, deci, care trebuie? În primul rând, un timp în care să ascultăm, să citim, să medităm, să ne bucurăm de Cuvântul Lui. Fă-ți un timp special în fiecare zi. Bine ar fi ca acest timp să fie dimineața. Dimineața, spune și psalmistul în drept rugăciunea către Domnul. Dimineața îl laud, dimineața îl chem. Dimineața mintea este limpede și odihnită. Dimineața este bine ca la începutul zilei să pornești cu Domnul. Dacă ești somnoros, ar fi bine să faci un efort de voință și să te trezești cu o jumătate de oră mai repede. Și nu vei regreta acest lucru. Din potrivă, va fi foarte folositor. Un timp în care să citești, dar nu numai să citești. Am avut în vara asta o campanie în Târnăveni, o campanie de citire a Bibliei. Și am distribuit zeci de Biblii oamenilor din oraș. Pe unii am chemat și chiar ne întâlnim cu ei niște care miercuri seara să citim Biblia împreună. Dar le spunem de fiecare dată. Oameni buni, nu-i suficient să citim Biblia. Noi trebuie să medităm la Cuvântul Lui Dumnezeu, să cucetăm, nu să alergăm prin Scriptură, nu să bifăm, ca mai citim pe un pasaj și avem conștiința liniștită. Dumnezeu ne cheamă să savurăm, să rumegăm, să ne hrănim, să ne bucurăm de adevărurile Lui pe care le găsim prin Cuvântul Lui. Ce ne mai trebuie? Deci un timp special în fiecare zi. Apoi ne trebuie un spirit asemănător Mariei, un spirit dispus să învețe. Mă bucur de toți oamenii care sunt dispuși să învețe. De toți tinerii care pun întrebări. Sunt două categorii de oameni pe lumea asta. Unii care pun întrebări și alții care au impresia că le știu pe toate. Creștinii ar trebui să fie din prima categorie. Să punem întrebări, să dorim să cunoaștem. Să avem un spirit învățabil, o atitudine pe care să o cultivăm și în fața Cuvântului Lui Dumnezeu. Ori de câte ori citim Scriptura, să nu trecem peste textul Scripturii, știu, asta am citit-o, știu, mai departe, și să trecem fără să ne oprim.
Trebuie să avem și să cultivăm un spirit învățabil, să punem întrebări în smerenie, să nu considerăm că le știm pe toate. Nu le știm și nici nu le vom ști vreodată pe momentul acesta. Smerenia este o calitate rar întâlnită și mai ales când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fim smeriți și să dorim în toată inima, să ne deschidem inima înaintea Domnului nostru. Pe de altă parte, e bine să mai citim și alte cărți. Am auzit oameni care au spus, Doamne, eu nu citesc decât o singură carte, Biblia. E bine să citești Biblia, dar și alți oameni au primit lumină din partea lui Dumnezeu. Și e bine să primești lumină și prin ferestrele altora. Dacă alții au primit mai multă lumină din partea lui Dumnezeu, de ce n-ai profitat și tu din lumina care au primit-o ei? Și de aceea e bine să citim și alte cărți. În momentul în care ne plecăm pe genunchi, rugăciunile noastre, Dumnezeu să ne ierte pentru toate rugăciunile fugitive, fușărite, revezite, superficiale. Când ne plecăm pe genunchi, să strigăm către Dumnezeu, să ne rugăm cu foc, să dorim pe Dumnezeu în viața noastră, să ne rugăm cu pasiune, să cântăm cu plăcărare, poate câte ori cântăm spre slavă lui Dumnezeu. La casa lui Dumnezeu nu cântăm ca să umplem timpul. Cântăm ca să ne închinăm înaintea Domnului nostru. Și tot ce facem în această relație cu El, în această comuniune, ne apropie mai mult de Domnul nostru cel viu. Și un alt lucru de care avem nevoie este un sistem de avertizare. Vedeți, dumneavoastră, și la mașină e bine că se mai aprinde câte un bec din când în când. Să mai știi ce se întâmplă și ce ar trebui să verifici. În viața noastră de umblare cu Dumnezeu, e bine să luăm aminte la semnalele de avertizare. Când suntem obosiți, nu mai avem răbdare unii cu alții, când ne supărăm din orice motiv, când am pierdut pasiunea pentru casa lui Dumnezeu, când Biblia noastră începe să se acopere cu praf, când genunchii noștri nu s-au mai plecat înaintea Domnului și toate lucrurile astea se întâmplă, ar trebui să-ți aprindă niște becuri înaintea noastră. Când ne simțim epuizați, irascibili, ne enervăm din orice motiv, suntem superficiali în casa Domnului, când toate lucrurile astea se întâmplă, ar trebui să ne dea de gândit și să știm sigur că un lucru nu merge bine. Că relația noastră cu Domnul este superficială. Timpul nostru devoțional nu este ce ar trebui să fie. Și, în ultimul rând, să nu uităm că Iisus Hristos nu este un personaj din Scriptură, ci Iisus Hristos este Domnul nostru cel viu. Relația noastră cu El este o relație cu o persoană vie. Și este viu în vecii vecilor. Este o relație dintre două persoane și aceasta implică dragoste, implică ascultare, implică dialog. Noi îi vorbim și El ne vorbește prin cuvântul Lui. Vorbește-i des, vorbește-i tot timpul, gândește-te la El. Ceea ce face legătura dintre noi și Domnul nostru este, în momentul de față, această carte pe care ar trebui să o deschidem cât mai des și să o studiem cu atâta plecare și cu atâta dorință de a o cunoaște. Să citim Biblia cu drag, să o împlinim cu conștiinciozitate în viața noastră. Cuvântul Lui ne ajută să păstrăm comuniunea cu El. Nu avem alt mijloc în viața aceasta, în lumea aceasta, decât această carte. Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu putem să păstrăm legătura aceasta prin intermediul altcuiva. Și pe mine m-au rugat unii prieteni de-ai mei și au spus, când te duci la biserică, spune o rugăciune și pentru mine. Și am spus, bineînțeles că voi spune și mă rog, dar voi suficient. Relația ta cu Dumnezeu nu-i prin mine, ci este o relație directă, a ta personală, cu Iisus Hristos, prin cuvânt, prin pocăință. Tu trebuie să te rogi. Părtășia la masa Domnului este un alt mijloc de a întări comuniunea cu El. De dimineață și noi și voi împreună ne-am la masa Domnului.
Și ori de câte ori ne apropiem de pâine și de vinul acesta sfânt, relația noastră se apropie, comunia noastră cu El crește. Frașilor, este atât de importantă această părtășie cu El, mai importantă decât orice alt lucru, pentru că nu îi se va lua niciodată. Iar unora dintre noi este dată și sufere în momentul de față pentru El. Și suferința pentru El și pentru numele Lui este tot un mod în care ne întărim comunia cu El și părtășia cu El. Apostolul Pavel spune, doresc să-L cunosc pe El și părtășia suferință. De aceea, dorim din toată inima această seară să întărim această legătură cu El. Și în momentul în care vom pleca de pe pământul acesta, în mod sigur, garantat, comuniunea cu El, părtășia cu El, legătura cu El, nu ni se va lua niciun chip. Pentru că este singurul lucru care nu se ia. Dumnezeu să ne ajute la această